tatăl meu era fan Marco Van Basten și așa mi-a ajuns numele de Marco. Când mă gândesc la Jocurile Olimpice, prima imagine care îmi vine în minte, nu știu, văd așa milioane de români fericiți și sper ca să ajungem și ne trecem de faza grupelor, să câștigăm medalii și să îi facem fericiți pe toți de acasă. E greu să nominalizez un singur mare sportiv olimpic român, dar eu cred că ce a făcut Nadia Comăneci rămâne în istorie și ea este cea mai mare sportivă. Prima oară am fost legitimat la UCLUJ, la vârsta de 6 ani și m-a dus bunicul meu, nu tatăl meu. La vremea aceea era doar plăcere, pot să spun, iar după 14 ani, cred că a început să devină totul mai serios. Momentele în care mă jucam cu bunicul meu în curte, m-a dus la fotbal prima dată, iar după, cred că, convocările la echipa națională. Sunt amintiri care îmi rămâne în suflet pentru totdeauna. Cel mai mult mi-a influențat cariera un sfat de al tatălui meu când eram în perioada de creștere, eram foarte lene și nu prea dădeam 100% în ceea ce fac și mi-a zis începutul sfârșitului. Și atunci mi-am dat seama de ce să fac ceva când nu dau 100%, iar atunci pot să zic că m-am trezit și m-a ajutat acele două cuvinte. Să semnez cu cei de la Swansea la 16 ani a fost un vis îndeplinit, a fost o mândrie pentru mine și pentru familia mea și eu cred că acei 4 ani la Swansea m-au ajutat foarte mult în carieră până acum. Să plec de acasă și să-mi las familia, prietenii, toată lumea în spate a fost foarte greu pentru mine, dar m-am acomodat acolo, oamenii m-au ajutat să mă acomodez și dacă ar fi să dau timpul înapoi, cred că aș lua aceeași decizie să plec în Anglia. Ratarea turneului final din 2019 a însemnat frustrare, pot să spun, pentru că am pus și eu umărul la acea calificare cu băieții și a fost frustrant pentru mine să nu pot participa din cauza unei accidentări. Pregătirea pentru Jocurile Olimpice decurge cu acest cantonament la Mogoșoaia, unde trebuie să ne punem pe picioare, să zic așa. Venim după o perioadă de vacanță, unii au început de câteva zile, dar trebuie să avem o condiție fizică foarte bună înainte să plecăm în Japonia. Pentru mine, calificarea Jocurilor Olimpice reprezintă un pas important pentru mine și pentru toți jucătorii din acest lot. Aici putem să ne afirmăm, să prindem contracte mai bune în străinătate și eu cred că dacă vom face un turneu final bun, va fi o oportunitate pentru toți. După ce anul acesta am fost prezent și la Euro, acum la Jocurile Olimpice, pot să spun că a fost cel mai bun an meu de până acum și mă bucur acest lucru. Visul meu este să ajung la echipa națională mare și să fiu la un campionat mondial. Eu nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să particip la Jocurile Olimpice și visul a devenit realitate atunci când am primit un telefon și am aflat că sunt convocat. În ceea ce privește grupa noastră, eu cred că este o grupă accesibilă din punct de vedere al numelor, pentru că Noua Zeelandă, Honduras și Corea de Sud nu sunt niște nume foarte sonore, dar individual, dacă ei jucătorii, sunt niște jucători foarte buni care joacă în campionate puternice și nu trebuie să-i subestimăm. După mine, cel mai dificil meci cred că va fi cel cu Corea de Sud. Tatăl meu a jucat în Corea nu pentru o perioadă foarte lungă și acolo am ajuns să mă nasc și eu. Nu prea mi-amintesc eu pentru că aveam o vârstă foarte mică și doar din ce mi-a povestit el, că este o țară foarte frumoasă, lume foarte bună și cam atât. Cred că diferența la turneul de fotbal de la Tokyo va fi făcută de ambiție, deci și de cine își dorește mai mult să treacă de faza grupelor și să câștige o medalie. Să câștig o medalie la Jocurile Olimpice pentru mine o încununare, pot să spun, acestui an, o mândrie foarte mare pentru că reprezentăm România la Jocurile Olimpice și putem câștiga o medalie.